De multe ori, mamelor care alăptează li se recomandă în mod greșit să întrerupă alăptarea sau chiar să arunce laptele atunci când trebuie să urmeze un tratament medicamentos. Ce nu știu însă mulți medici sau farmaciști este că majoritatea tratamentelor uzuale sunt permise în alăptare. Spre deosebire de perioada de sarcină, în alăptare sunt mult mai puține restricții legate de medicamente. Dacă un medicament chiar nu este compatibil cu alăptarea, se pot găsi alternative care sunt permise în alăptare, dacă se vrea. Unele medicamente luate de mama ce alăptează nu ajung deloc în laptele matern, deși nici la bebe. Unele medicamente, deși trec în laptele matern, cantitatea transferată este foarte mică și nu produce efecte la bebe. Sau unele medicamente se elimină rapid din sângele mamei, deci și din laptele matern. Medicamentele folosite în pediatrie, în special cele aprobate pentru utilizare la nou-născut, sunt sigure și pentru mamă și pentru bebele alăptat. Lasă-mă un mesaj privat dacă ai întrebări legate despre starea de sănătate a bebelușului tău sau despre perioada de alăptare.